Tu pe înainte trebuia, mă, la tire la repede. N-ai văzut mai bine nimic acolo, toată pe diagonală? Sper să și ei pe diaspora europeană, așa spune, dacă nu măcar să fie în aceeași luptă cu noi, să zic, pentru același cel. Bună ziua! Nu știu, pe dumneavoastră nu știu exact de unde să vă iau. Ce vreți să faceți? Bună dimineața! Suntem în direct la poarta Palatului de la Zarzuela. Nu avem probleme cu poliția, poliția nu are nicio treabă cu noi, nu încurcăm traficul, după cum vedeți, suntem într-un părculeț, exact la intrarea în Palatul Zarzuela, pentru cei care vor să ajungă, e exact la intrarea la Club Deportivo, Complejo Deportivo Somontes, parcarea este în dreapta, noi suntem în stânga, este imposibil să nu ne vedeți. Avem aici oamenii de la Bilbao, vocea străzii, mergem înainte. Bătuți și gazați la București și de la Bilbao la Madrid, din nou. Pe baricade. Vocea străzii, vă salutăm. Nu așa ușor, pentru că este dreptul nostru de a, de a ne manifesta și de a ne spune că atunci când nu suntem de acord cu ceea ce fac, deci suntem, poporul este suveran. Bineînțeles. Nu cred că ați văzut vreodată un live, un dublu live. Da, să știți că este un dublu live. Un dublu live, Vasilica, vă mulțumim. Este colega mea de la Rezist Madrid. Roxana, nu-mi zi Vasilica, Roxana, că mor. Exact, da. Mor. Nici Viorica. Da, da, probabil că credeți că are vreo legătură cu... Nu, nu, n-avem. Ha, suntem mai mult de 20 de persoane, bineînțeles, inclusiv mâine, se pare că în sfârșit s-a publicat programul oficial al doamnei. Aici vedeți steagul de la București, din nou adus, a fost aseară la ambasadă, va fi astăzi cu noi toată ziua, mâine la fel. Suntem aici, suntem mai mult de 20 de persoane, nu este nicio problemă cu forțele de ordine. În spate vedeți intrarea la Palatul de la Zarzuela. Parcarea este aici, se pot lăsa mașinile. Nu avem probleme, nu încurcăm circulația. Nu ni s-a atras atenția, totul este bine. Deocamdată doar 4 agenți avem cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Am primit material, avem materialul aici, de aseară de la ambasadă. Pozele. Vă aduceți aminte? Le aveți pe video de aseară. Dă-i înainte, dă-i înainte. Avem pozele de la București. Mulțumim, Marius. Nimeni nu are treabă cu noi, forțele de ordine sunt pașnice. Îi avem și pe cei de la diaspora europeană. S-au făcut mai multe live-uri. Doamna Viorica, se pare totuși că... va veni un pic mai târziu, la ora 17.30, unde din nou ne vom aduna aici, la ora 13, la Palatul de la Moncloa. Recomandăm intrarea pe la Facultatea de Statistică, nu la poarta principală, deoarece la poarta principală nu vom avea loc. In memoriam. Nu suntem, nu există un organizator, lumea aici a venit voluntar, din inițiativă proprie, după cum vedeți, afișele se fac pe loc. Bună dimineața, Laurențiu! Mai așteptăm lume, nu vom fi doar atâți. În cursul zilei de ieri am încercat să ne împărțim în două grupuri, să fie un grup dimineața și un grup după amiaza. Să putem acoperi tot în funcție de programul pe care îl are fiecare. Trebuie să țineți cont de faptul că este o vizită în cursul săptămânii. E mult mai ușor să ajungi sâmbăta sau duminica. Dar avem foarte mulți. Măștile de gaze le avem. Continuăm. Vocea străzii și diaspora europeană. Aici l-avem pe domnul Gabriel, care a venit deja pregătit.
Magazin de poliție. Vă așteptăm și la Moncloa. Nu uitați, intrarea por la Facultate de Statistică. Intrarea direct de la M30. Mașini continuă să vină, nu știm cât vom ajunge să fim în final. Știm că parte dintre ai noștri nu vor veni dimineață pentru că vor veni după amiază. Lumea se uită la noi, noi ne uităm la lume, nu deranjăm pe absolut nimeni. Mesajul a fost transmis deja, clar. Toată lumea știe că suntem aici. Cu siguranță știu și autoritățile române că suntem aici. Dar din fericire aici legea se respectă. Mulțumim, Murcia. Așteptăm și din Murcia persoane care încă nu au ajuns. A venit lumea din Saragoza, din Santander, din Bilbao. Mergem înainte. Dragilor, asta a fost prima parte. După cum vedeți, ne organizăm. Ne organizăm la fața locului și în funcție de evenimentele care apar. Nu știm dacă programul publicat este o diversiune sau nu. Noi vom continua să stăm aici. Se vor face gărzi exact cum se fac gărzi și la ambasadă. Încă de pe data de 11 august, zi de zi, la Ambasada României în Madrid și autoritățile române pot confirma asta. S-a făcut gardă zi de zi, atât dimineața cât și după amiaza, fără să deranjăm pe absolut nimeni. Dar vrem să fim văzuți. Vrem să fim auziți. Nu contează numărul, contează mesajul pe care avem să-l transmitem. Suntem bine, nu am sesizat prezența vreunui element negativ, deși avem informații că la un moment dat este posibil să apară anumiți indivizi. Dacă vor apărea, vor fi predați poliției. Nu vom accepta niciun fel de manifestare violentă. Noi nu vrem să creăm probleme. Suntem aici pentru justiție, pentru legi, pentru libertatea României. Nu suntem aici ca să creăm probleme, nici nouă, nici altora. Bună dimineața, Grigore! Ne-ar fi plăcut să fiți cu noi aici. Știm că nu s-a putut, apreciem faptul că ați fost în Piața Victoriei. V-am văzut și am plâns cu voi. Cam atât, dragilor, de aici. După cum vedeți, poliția este în spate. O să încerc să mă apropii, să vă arăt intrarea atât cât se poate. Asta este intrarea oficială. Asta este intrarea oficială. Pe aici va trece doamna Veorica. Aceasta este intrarea. Aceasta este parcarea pentru cei care vor mai veni. Încă e mult loc. Aveți loc să parcați. Iar parculețul nostru e mare. Avem loc pentru toată lumea. Vă mulțumim și ne vedem un pic mai târziu, în funcție de cum evoluează lucrurile. Steagul Asturiei. O zi bună în continuare.